Salutare tuturor, sunt Angel și azi la Ideea Zilei sunt alături de prietenul și partenerul meu de business, Răzvan Dincă, și bineînțeles că nu am ratat ocazia să-l rog să ne transmită o idee într-un minut jumătate, două, și am aflat de la el că vrea să vorbească despre suflet. Așadar, Răzvan, ai microfonul. Mulțumesc, Angel, vă salut, dragii mei. Vorbim despre suflet pentru că în generația noastră și mai ales cu tot ce s-a întâmplat în jurul pandemiei, am conștientizat că foarte mulți oameni sunt atât de axați pe lumea asta materială și toată societatea noastră e construită altfel. Muncește cât mai mult și ajungi cât mai înalt în carieră, dezvoltă un business cât mai mare, mașina care trebuie, casa care trebuie, dar dragilor, ceea ce am conștientizat că nu realizăm majoritatea dintre noi este că până la urmă viața este o înșurie de experiențe, de când ne naștem până murim. Experiența sufletului este singura, în esență, care contează cu adevărat, pentru că la final de viață nu luăm după noi nici case, nici mașini, nu luăm după noi nici o poziție socială sau în business sau în job. Și nu spun că lucrurile astea nu sunt importante, în schimb aș bucura foarte mult, odată cu trecerea pandemiei, odată cu trecerea acestei perioade minunate, să revenim din nou la sufletele noastre, să revenim din nou la ce ne pasionează, să revenim din nou la iubire, să revenim din nou la bucurie, să revenim din nou la relații interumane profunde, de calitate, pentru că oamenii nu se conectează de la, cu adevărat, de la poziție socială la poziție socială. Oamenii se conectează cu adevărat de la suflet la suflet. Dar până în momentul în care tu nu ai luat decizia să revii către sufletul tău, să revii chiar și către părțile care te afectează, ca să poți reveni și către părțile care îți produc fericire, îți produc vindecare, îți produc transcendere sub orice formă, atunci nu vom putea avea cu adevărat nici relații interumane profunde. Așa că, dragii mei, revenim la suflet cu toții și vă îmbrățișez. Așadar, tu ce faci azi pentru sufletul tău și pentru viitorul tău?